La sediul librăriei Doxologia a avut loc aseară prezentarea lucrărilor din seria Andrei Criteanul. Evenimentul se încadrează în ciclul întâlnirilor organizate sub genericul Ne vedem la Mitropolie și a fost organizat în contextul aducerii la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Criteanul. La eveniment au participat părintele profesor Jean Nicolae de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, părintele conferențiar Roger Corescuc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași și părintele Dragoș Bahrim, directorul Centrului de Studii Patristice Sfântul Maxim Mărturisitorul al Arhiepiscopiei Iașilor. Părintele Roger Corescuc a afirmat în cuvântul său că scrierile Sfântului Andrei Criteanul pot fi considerate mini-tratate de teologie. Sunt lecturi frumoase, pe care eu de-abia aștept să zăbovesc un pic mai cu, așa, mai cu zăbavă, pentru că ele pot să fie considerate ca niște paradigme de care cu siguranță predicatorii de mai târziu s-au folosit, adică părinții de mai târziu probabil că le-au avut unii sau alții la îndemână și au devenit paradigme de predicare. Cam asta aș fi vrut eu să subliniez așa foarte, foarte pe scurt, îndemnându-vă la o lectură atentă, pentru că, într-adevăr, sunt niște mini-tratate de teologie, am putea să le spunem, de teologie și de rugăciune. Ați văzut acatist în predică, adresare directă către Maica Domnului, coerența discursului, că nu sunt lucrurile dezlânate, ci le sunt puse într-o logică anume. Ce e spectaculos la el este că nu e nimic literatură de birou la Sfântul Andrei Criteanul. Totul e foarte practic. Totul vizează, totul e făcut și e scris pentru mântuirea omului, pentru înțelesurile teologice adânci pe care el le transmite. El încearcă să-l facă pe cel care ascultă în același timp să înțeleagă credința și profunzimile ei și tainele și în același timp să se roage. Toată omiletica lui și imnografia lui este, cum spunea și Părintele Roger, este mistagogică. E mistagogie aici, nu doar în liturghie. Atenție! Nu e o mistagogie doar în liturghie. La el e o mistagogie în omilie, e o mistagogie în imnografie, în text, în cuvânt. E o sărbătoare a cuvântului, ceea ce lucrează și ceea ce prezintă Sfântul Andrei Criteanul. Sfântul Andrei Criteanul s-a născut la Damasc în jurul anului 660 sub stăpânire musulmană, într-o familie creștină care i-a dat o educație aleasă. Ca episcop a construit biserici, a înființat mănăstiri, a dezvoltat lucrarea filantropică a bisericii și s-a ocupat de educația tineretului din eparhia sa. A fost un bun predicator, iar pentru a încuraja participarea poporului la viața liturgică a bisericii, a compus o mulțime de imne liturgice.